Sunt de la Sportul Special, prieteni, bună seara, gaza emisiunii noastre, Bogdan Codruță, vă invită să rămâneți alături de Sportul Special și alături de Media Sud pentru următoarele 50 de minute, când vom avea în vizor, când vom discuta și vom analiza ceea ce se mai întâmplă la Liga 3 fotbalistică, în special la Seria 3, Ligia 3 fotbalistice, pentru că acolo județul Telorman, după o pauză de an bun, este reprezentat de două formații, Sporting Roșior de Vede, la al doilea sezon consecutiv în această Serie a 3-a, Ligia 3-a și campioana județului Telorman din sezonul precedent al Ligia 4-a telormonene, Sporting Turnu Măgurele. Dragi prieteni, rămâneți așadar împreună cu noi pentru a analiza Liga 3-a fotbalistică. Pentru această emisiune este prezent în studio alături de noi un mai vechi obișnuit al emisiunii Sportul Special, președintele lui Sporting Roșior de Vede, domnul Gabriel Vlădulescu. În același timp și vicepreședinte AJF. Încă da. Vicepreședinte AJF. Bine ați venit. Spus. Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și tuturor iubitorilor de sport în general din județul nostru. Domnule președinte, aveți o voce stinsă acum pe început de emisiune. Eu poate sunt puțin mai pe bas. O viroză îmi ridică volumul. Aveți un debut destul de nefericit în acest sezon 2015-2016 al Ligii a 3-a fotbalistice, după ce anul trecut începuseră cu o victorie pe teren propriu și după ce la finele sezonului reușiseți o clasare pe un foarte onorabil loc 5 în această Serie a 3-a, de loc ușoară a Ligii a 3-a. Iată că acest sezon a început mai timorat, aveți 3 rezultate negative. În prima etapă, o deplasare în Dolj cu formația din Podari, un 2-1 pe finalul partidei, conturat de asemenea o înfrângere acasă după aproape un an de invincibilitate, tot pe final de meci, Sporting Roșior de Vede 1-2 pentru Interol Slatina, poate cea mai puternică echipă a seriei și principala candidată încă de acum la promovarea în Liga a doua. Și săptămâna trecută, pe 12 septembrie, în deplasare la una dintre revelațiile acestui început de sezon în Liga 3-a, Dinicu Golescu, a treia victorie pentru cei din câmpul lung, 1-0. Pe final, 90+3 arată statisticile. Nu reuși să... 93 chiar. 90+3. La ultima fază a jocului, pe o greșeală, nici eu nu știu cum a trecut mingea pe acolo printre doi jucători. A putut să centreze și... Am pierdut, ce pot să spun, multe, aș avea de spus. Într-adevăr, am început, scuze, din start. Nu are nimeni, începând cu mine și terminând cu ultimul om din club. E o situație un pic mai delicată. Eu nu mă sperii și cred eu că dacă voi avea credit în continuare, voi gestiona. Nu e un lucru foarte, foarte alarmant, pentru că echipa joacă, își creează ocazii, are un joc destul de bun, dar am spus, suferim tot aceeași problemă, suferim la finalizare. Altă problemă, pot spune așa, că de multe ori nu poți antrena șansa, norocul. Asta nu se antrenează, nici nu se gestionează. Dacă la Podare am pierdut dintr-un șut de la 35 de metri imparabil și n-au marcat două goluri, meciul de acasă, eu zic că n-am făcut chiar așa un meci foarte rău în compania echipei din Interul Slatina cu... Ați văzut și dumneavoastră ce au în componență jucători de Champions League. Nu, ce buget? Clar, nu vorbim de buget, spuneam de componență. O să ai buget, dar să nu ai echipă. Bugetul aduce și jucători. Nuno Claru, Bobby Verteș, Cârstea, Precup, jucători care au jucat aproape numai la Liga 1 și Liga 2. La câmpul lung, eu pot să spun că a fost un meci destul de echilibrat. Cu o singură prima repriză, atât noi cât și ei și-au creat câte o ocazie. Am avut o ocazie clară de a marca. În a doua repriză, noi am avut două ocazii.
un șut scos chiar de lângă bară, puteam să marcăm. Eu chiar am spus, discutam cu cine eram la meci, că cine marchează primul și câștigă e greu să... O echipă ambițioasă, o echipă care a alergat 90 de minute și până la urmă șansa a fost de partea lor, că pot să spun că au câștigat cu șansă. Avem un joc săptămâna viitoare, sâmbătă, un joc teoretic mai ușor cu o nouă promovată cu Hărman Brașov și sperăm să câștigăm și să ne revenim un pic. E normal să fie tristrețe. Programul a fost și programul noi am fost dezavantajați un pic. Am întâlnit ca cea mai bună, cred eu, cea mai bună echipă din serie FC Olt. Am jucat două jocuri afară, dar ușor, ușor. Sper. Și anul trecut am avut, dacă țineți minte, după primele patru etape aveam patru puncte. Deci, dacă vom câștiga sâmbătă, cred că nu mai e așa de dezastros. Echipa, v-am spus, echipa în mare parte e aceeași, cu implanturile care le-am făcut la cei trei juniori. Și ușor, ușor, vedeți că am adus juniori, am făcut pregătirea cu unii și nu au dat randamentul scontat, am adus alții și am rămas așa un pic plăcut, impresionat de evoluția lui Bazavan. Își va reveni, dar vine după... nu e pregătit încă 100%. Evoluția lui Munteanu. Aștept evoluția lui Ciubuc din ce în ce mai bună. Chiar am mai adus săptămâna trecută un copil, Simion, tot de 96, e legitimat, dar Cristinu l-a luat în lot pentru jocul de la Câmpul Lung. A spus că nu e la fel același lucru, nu e total pregătit și sperăm că săptămâna viitoare să intre în programul normal și cred eu că rezolvăm și problema asta a juniorilor, care e o problemă generală. Problemă generală și vreau să vă spun că și la Câmpul Lung am văzut doi juniori care, pe părerea mea, n-aveau ce să caute pe teren, dar asta e. Trebuie să ne adaptăm. Bună, președinte, a fost o vară destul de lungă pentru echipele de Liga 3. Dumneavoastră, când v-ați reunit la Roșiori? Pentru că știu că au venit mulți jucători prin Păba, ați avut și camerunezi, n-a rămas niciunul, doi, câți ați avut? Am avut mai mult, trei jucători am avut și un brazilian, am avut în probe, dar problema la camerunezii era problema actelor, actele lor, contractele lor, care pentru a obține viza de muncă sunt foarte scumpe, undeva la 2500 de euro per jucător și noi nu ne-am permis lucrul ăsta. Brazilianul este cel care a jucat, care a fost în Milano, cum a dat tot așa cineva, care a fost la Gil Compres, cu cei cu care am dat, da, care am dat baraj și îl știam de atunci, dar aceeași problemă și la el, actele. N-avea viză decât viză de turist o lună de zile și lor le trebuie viză de muncă și v-am spus, actele foarte scumpe și am renunțat. În rest, aceeași echipă mare, au plecat trei jucători și au venit ceilalți care să-i suplinească. Suntem aceeași echipă, pregătirea la fel, am făcut-o. Nu cred, v-am spus, doar șansa e unul dintre... Să zic scuze, nu, dar nici asta nu e o scuză, v-am spus, nu. Un pic de concentrare mai mare și... Eu cred că vor veni pe fondul jocului bun, cred că vor veni și rezultatele. Ghinionul nu o să țină, nu o să fie totdeauna numai la noi. Numai la Roșiori. Într-o frază, interviu succint, așa cum îl știm, Cristi Negru, pentru un site de specialitate de sport, Intelorman, spunea că lipsește concentrarea până la final și problemele de finalizare, pentru că, în general, dătea și el de înțeles acolo, așa, foarte succint, repet, jocul totuși e consistent până când ajunge... Da, e normal să spună Cristi așa, pentru că la Podari, până marcarea primului gol, am avut două ocazii. După marcarea, deschis scorul, nu? Am deschis scorul, am condus la pauză. După marcarea golului, am avut-o de două ori, unul la unul cu portarul. Dacă nu ne concentrăm și facem noi 2-0, se termină jocul, rupem jocul, s-a terminat. E greu să ne mai dea gol. La Câmpul Lung, aceeași problemă, a avut o Bocanete, a avut o Turcin după 6 metri, a avut o Floricel după 6 metri.
Și normal, sunt ratări, sunt... Probabil că nici n-a vrut să intre. V-am spus, norocul nu se poate, se poate antrena. În rest, echipa, din punctul meu de vedere, stă bine, stă bine în teren. Vreau să... și pe această cale să elimin orice ce speculație. Am auzit și eu ieri prin oraș, m-au sunat diferiți oameni. Una, eu n-am făcut accident și sunt aici. S-a vorbit toată lumea în oraș, a zis că am făcut accident și sunt la spital la București. Eu nu aveam ce să caut, că eu veneam de la Pitești. M-a sunat telefonul de la ora 7:30 până la 1-2, chiar și niște prieteni. Lumea era îngrijorată, domnul președinte. Așa, și doi, negru nu pleacă doar în momentul când consider eu, doar eu. Pe mine mă poate schimba Consiliul de Administrație și pe negru doar eu, doar eu. Deci negru nu va pleca de la echipă. Eu am avut o discuție cu el, nici nu s-a pus problema, o problemă de genul ăsta. Am auzit o felul de speculații prin oraș că negru e demis. Ba, am primit și vreo 2-3 telefoane de s-au propus 2-3 antrenori. Te lor mănânc sau din afară? Nu, mai spun pentru că... Păi nu vă cer numele acum. Nici numele. Am primit vreo 2 telefoane sau... Deocamdată joc cu echipe, v-am spus, nu suferă, suferim un pic la finalizare. Și v-am spus, dacă în continuare jocul va fi bun, eu vor apare și rezultatele. Eu spun că, după părerea mea, Sporting are un lot și o echipă de primele 6-7 locuri, chiar dacă rezultatele mă contrazic la momentul acesta. Deocamdată rezultatele vă contrazic în acest debut de sezon, asta este clar, statistica o arată fără echivoc. În anul trecut, tot cam în aceeași perioadă, ne întâlneam tot aici la Sportul Special și discutam despre perspectivele pe care le are Sporting la debutul ei în Liga 3-a fotbalistică. Sunteți, ați căpătat experiență, aveți o echipă omogenă. Eu experiență am. Eu echipa. Personal am experiență. Eu am aproape 15-16 ani. Și Cristi Negru are experiență. Și Cristi la nu fel. Nu se pune problema. E același lucru. Haideți să vă spun. Gavriș, Moșteanu, Firoiu, Floricel, Vâlcic, Rada, Bocănete, Turcin chiar, mi-a plăcut surprins. A marcat și un gol. Două a marcat. Două. Nu, unul, pardon. Unul singur, cel al Bără. Chiar Bără, plăcut surprins și de evoluțiile lor. Nu sunt jucători care anul acesta au promovat. Sunt jucători care sunt cu state vechi, atât la Liga, chiar și Liga 1, cum e Floricel, Gavriș. Sunt jucători cu state vechi. Aici interveneau puțin omogenizarea. Lucru care, pe parcurs, ați văzut și dumneavoastră. Anul trecut am schimbat 8-9 jucători. Anul ăsta am schimbat mai puțin 3 jucători, dar sper că v-am spus încă o dată să ne mobilizăm un pic, să fim un pic mai atenți și vor veni și rezultatele. Și norocul să-și întoarcă privirea și către noi. Probabil că nu o pierdem. Nu în fiecare etapă să pierdem în fiecare etapă minutul 90, minutul 93, să conduci un joc. Și v-am spus părerea mea că și la meciul cu Oltu, un rezultat de egalitate cred că era mult mai echitabil. Au avut și ei câteva ocazii, au putut să facă 3-1, n-au făcut. Am avut și noi pe final două ocazii foarte, foarte mari. Am egalat, s-a terminat 1-1. Asta e tot. Șansa a fost cea care a avut rolul. Bună, președinte, vorbeați că aveți o echipă și care se exprimă în joc destul de bine. Vă întrebam anul trecut pe timpul ăsta ce așteaptă Sporting sau unde își vede Sporting finish-ul și spuneați că în primele 8 ați terminat pe poziția 5-a. Putea și mai bine pentru că ați avut și anul trecut câteva meciuri pe care ați pierdut câteva puncte printre am avut, dacă anul trecut am degete. avut și ceva probleme de arbitraj. Ați avut și probleme. Anul acesta, până la momentul ăsta, vreau să spun că n-am ce să reproșez. S-au obișnuit și arbitrii cu dumneavoastră. O singură remarcă. Am văzut și eu jocul. Să știți că la primul gol al lui FC Olt, în faza premergătoare, este fault. Rada este faultat la jumătatea terenului. Ia mingea, se duce, centrează și dă gol. E o greșeală, o pun toată maniera de arbitraj. A fost una corectă, probabil că acolo n-a văzut, dar vedeți, o greșeală și acolo s-a marcat, dar v-am spus, sunt cu atât, n-am avut probleme de arbitraj. Ce
Ce perspective vedeți pentru, pentru Roșioreni la finalul turului, la finalul acestui campionat? Unde, unde este obiectivul, între cât și cât? Un obiectiv, am spus, obiectivul meu, echipei, nu al meu, al echipei. Și al echipei, este de a termina în prima parte a clasamentului la sfârșitul, la sfârșitul campionatului, adică în primele 8 echipe, lucru care l-am spus și anul trecut, lucru, același lucru doresc și acum și dorim să, să facem. Obiectivul echipei noastre, v-am spus, să jucăm, să aducem cât mai multă lume la stadion. Probabil că acum sunt și cu muncile, am avut mai puțin spectatori ca de obicei la, la meciul cu FC Old, mă așteptam la mai mulți, dar și rezultatele și jocul îi aduce la stadion. Sperăm ca să venim și cu rezultate și rezultate bune și de afară cu... și probabil că lumea va veni din nou la, la stadion. Domnule președinte, spuneați, infirmați foarte clar zvonurile că sunteți bine sănătos. Emisiunea, este, bine, emisiunea da. Este în direct, vedem acolo în dreapta acea bandă scurtă, roșie, direct. Trebuie să punem live ca în, ca în englezește, ca să, să fie da, foarte clar, da. Pentru că... da, scrie sus direct. E în direct, deci nu e în reluare. S-au înregistrat înainte. Domnule președinte, Consiliul de Administrație a luat în discuție acum în începutul acestui sezon situația de la echipă, s-a reunit, ce... Nu, am discutat-o la sfârșitul returului, la începutul noului, când ne-am reunit, am avut o mică ședință. A fost reconfirmat și Cristi? Nu știu dacă era cazul să ne adică mai... Adică după locul 5 la debut? Nu știu dacă nu era cazul. Eu de obicei și am avut o discuție și cu ei și le-am spus. La 6 luni de zile, adică în iarnă, să tragem linie. Dar acum vreau să vă spun ceva, dacă mai pierdem 2-3 etape... Singur. E normal să să vină altul în locul și al meu și al antrenorului. Așa nu putem să ducem și nu ținem nici de scaun, nici eu, nici Cristina. Nu avem niciun fel de problemă. E normal să vină altul. Merge echipa, poate aduce un șoc, aduce ceva îmbunătățire. Dar cred eu că... Credeți în teoria asta cu șocul la echipă? Pentru că valențit în primul rând norocul. Poate... No. Nu cred în teoria asta cu șocul la eu chiar nu cred. Sau oameni providențiali care nu lucrul ăsta. Acum vreau să vă spun ceva, am 3 ani jumate de când sunt la Roșior și cred că am făcut destul de lucruri bune. Probabil am făcut și greșeli, niciun fel de problemă. Dar nu cred eu că într-o lună de zile, acum o lună jumate, toate lucrurile le-am făcut aiurea ca echipa să nu meargă. Sper, v-am spus, în continuare. Eu am urmăresc aproape toate antrenamentele, văd ce le cere Cristi la antrenament, văd ce se lucrează la antrenament. Dar câteodată nici nu-ți iese, v-am spus, încă o dată. De aici plecăm, de la șansă. Da, fără șansă nu se poate face nimic, mai ales în fotbal. Și să fie noi nu prea am avut șanse, să știți. N-ați avut nu, și nu nici prea, am pierdut multe jocuri pe minutul. Nici sezonul trecut nu a fost o echipă... N-am fost o echipă care... Împinsă care, la spate de noroc. Nu, să știți că n-am ba, avut. Ba, poate chiar din potrivă. Chiar n-am avut șansă deloc. Am pierdut, ați văzut, ați fost la atâtea meciuri noastre. Da. Pe minutul 93, cu un șut de la... Conduceam tot jocul, jucam frumos și... Printr-o greșeală, aluneca, un șut, cine știe cum, de vreun corner. Ați văzut cum, ce puncte am pierdut. Eu o pun pe șansă. Da. Domnule președinte, cum vedeți această serie a treia în 2015-2016? Sunt câteva echipe nou promovate aici. Sporting Turnu Măgurele, care a avut un debut foarte bun, 2 victorii și un egal, 7 puncte, poziția a treia în clasamentul provizoriu după 3 runde la acestei serii de Liga a 3-a. Avem de asemenea Voluntari 2, echipa secundă a formației de primă divizie. De asemenea, adversarea dumneavoastră de săptămâna aceasta din etapa a 4-a, înfrățirea Agromec Hărman, este și o nouă promovată. Aninoasa o văd iarăși. Ascultați-mă pe mine, singurul lucru care, într-adevăr, seria este un pic mai puternică, valoric, decât anul trecut. Dacă anul trecut erau doar 2 echipe care, să zic așa, se înscriu la titlul, Târgoviște și Afumați, anul ăsta, cu toate că și Peteștiu a avut așa o, să zic, o tentativă, dar ușor, ușor au cedat. Anul acesta vreau să spun că atât Afumații, care au o echipă foarte, foarte solidă,
Oltu, nu mai vorbim, o echipă la fel. Piteștiul au și o echipă, cu toate că au pierdut. Eu am văzut golurile, ce gol a putut să primească în minutul 93 Piteștiul, portarul, a scăpat-o din mână, a scăpat-o în poartă. Anul acesta sunt 6-7 echipe foarte bune și urmează celelalte cu loturi destul de bune și mă refer aici, nici Podariu nu mai are lotul de anul trecut, nici Bradu nu mai are lotul de anul trecut, nici Câmpul Lung și-au adus și ei jucători. Sunt câteva echipe foarte bune, cu excepția lui Aninoasea, Hărman, care noi cunoaștem, restul, majoritatea echipelor voluntari, la fel, o echipă foarte bună și din informațiile mele coboară 3-4 jucători la fiecare etapă de la prima echipă. Dezamăgitor pentru mine, și chiar am discutat sâmbătă cu președintele de la Chiajna și spre surprinderea mea, Chiajna avea o echipă foarte solidă, am înțeles că s-au făcut ceva schimbări acolo la antrenor, la conducere, și uitați-vă că și ei sunt în aceeași situație cu 0 puncte și țineți minte anul trecut ce jocuri făcea Chiajna și ce jucători au. Nu știu, nu... Eu am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Nu sunt eu în măsură să-i trag la răspundere sau... Dar e păcat, pentru că avea o echipă foarte solidă. Deci eu chiar, dacă rămâneau în aceeași formulă, se băteau cu ușurință la titlu. La promovare. Da. Sunt trei formații cu 0 puncte. Fotbal Club Arinoasa, Sporting Oșilor de Vede și Concordia Chiajna 2. Ele sunt echipele care n-au reușit să acumuleze... Campionatul e lung. Campionatul e lung, da. Campionatul e lung și se pot întâmpla multe. Și de obicei la Liga 3, să știți că aici e iar o mare problemă. Jucătorii n-au constanță. Adică alternează jocurile bune cu... Din punctul meu de vedere și la... În echipa noastră, să știți că noi am avut totuși o constantă la un anumit nivel. Dar să știți că de obicei la Liga 3 se întâmplă lucruri ciudate, adică un joc extraordinar următorul dezastru. Da, mai ales acum cu 3 jucători sub 19 ani, au trecut de la junior la echipa mare, au carențe foarte mari și în exprimare și în comportament. Și... Atitudinea pe teren, jocul e foarte mare, jocul lupți contra. Deci carențe foarte mari la jucătorii de 19 ani, carențe foarte mari, v-am spus, și în comportament și în gândire. Și da, ușor încercăm să-i modelăm. De unde ați găsit juniorii? Aveați probleme și anul trecut cu cei sub 21 de ani? Totdeauna sunt probleme, pentru că nu avem un centru, nu a fost un centru. Noi avem două. Ce echipe de Liga 3? Chiajna, să zicem, voluntariu care ar putea, că na, fac parte într-o structură mai mare. Da, Chiajna și voluntari au echipe în Liga 3 și nu poate să furnizeze jucătorii cu Sporting Roșiori. Am luat, v-am spus, l-aveam pe Cibu care l-am forțat și anul trecut, l-am forțat și anul ăsta. Am luat un portar de la Chelsea București, un portar destul de bun, să știți, la 97, portar care cred eu că ușor poate să crească în valoare și va ajunge mai sus. Am luat un copil, un bazavan, recomandat de cineva, am înțeles, el e original din Zimnicea și a făcut junioratul la LPS. Am luat jucători doar din cunoștințele mele, din prietenii mei, la recomandarea lor. Atât am putut. Vreau să vă spun că eu am fost la Hagi. Am vrut să-i aducem jucători de acolo. Da, știți ce pretenții au emis? 1500 de lei salariu, cazare la 3 stele și masă all inclusiv. 3 stele hotel în Roșior, nu știu, este? Nici nu există. Deci prima discuție a spus... Sunt dispus să ne dea 1-2 jucători, chiar 3. Apropo, ni s-a impus să-i băgăm titulari. În contractul lor scria ca jucătorii să fie titulari. Probabil că, ținând cont că aveau valoare mai mare decât cei pe care i-a adus. Lucru care nu poți să-l... Lucru care nu poți să-l faci. Deci niște... garantezi. E normal, Hagi se respectă. A produs jucători de calitate tineri. Nu, vedeți că nici Hagi a început să scoată. Hagi de 3 ani de zile cumpără.
3-4 ani de zile. Are o mixtură, ați văzut că sunt și jucători străini, sunt și jucători cu experiența, cu la viitorul, echipa mare. Dar Academia produce. Produce, acum am început să producă. A început să producă fotbaliști tineri care să vând pe bani buni. Am avut o discuție cu managerul lor și din start a căzut. Am spus că nici nu putem să ne apropiem, nu puteam să ne apropiați. Da. Și toate echipele care am promutat de la Hagi, să știți că astea au fost condițiile pentru toți. Eu am mai discutat cu cineva care a luat jucători de acolo, Chindia a luat jucători de acolo și același lucru, aceeași lucru e impus. Exact la fel. Mi s-a au grijă spus. De jucătorii lor. Și e normal să fie așa. Vrei bine, nu vrei. Jos pălăria, da. Corect. Da, e singurul proiect fotbalistic în ultimii ani, sănătos, fezabil, da. Și care, chiar dacă Gică Hagi nu spune, dar cred că deja începe să fie foarte profitabil. Nu, știu, e treaba, noi nu-i facem. Dar nu, vreau să spun că asta e ideea, că să construiesc sănătos, e o nebunie. La început toată lumea rădea de el, știți că și primul sezon în Liga 1 a fost... Da, și noi avem un jucător care e din Roșiori și ne-a spus, deci ne-a explicat foarte multe. Neciu este din Roșiori de vede, e la Academie, dacă nu mă știu, și internațional, la Under 17 și ne spunea că are foarte mare. Am înțeles că a avut o problemă, i s-a plătit operația, 200 de milioane de către club, vă dați seama. Un copil și care n-a produs niciun ban. N-a produs întotdeauna niciun ban, s-a investit în el, a văzut că are calitate. Deci e un lucru, ce face e totul sănătos acolo și de-aia și produce. Domnule președinte, dintre echipele, mă scuzați, vă spuneam o viroză, mă chinuie de ceva vreme. Dintre echipele care sunt acum în această serie pe care o cunoașteți cu siguranță destul de bine, chiar dacă au trecut trei etape, cum au reușit să absoarbă șocul ăsta al juniorilor, trei juniori sub 19 ani, în mod obligatoriu? Nu, să știți că și singurele echipe care nu au probleme cu juniorii e FC Olt și Afumați. Pentru că au jucători de la Hagi, dacă nu mă înșel, la Fumații și FC-ul jucătorii din pepeniera proprie. Restul tot au probleme cu juniorii, chiar Pitești. Toate au. Bradu i-am văzut, au la fel probleme. Dinicu Golescu i-am văzut. De o măsură bună asta cu trei juniori? Nu, părerea mea este că nu e măsură foarte, foarte bună, pentru că noi îi vom folosi anul ăsta. Obligați? Obligați și de la anul nu vor mai prinde. Dacă lăsați jucători sub 21, era ok. Uitați, luați cazul, să spun, al lui Ciubuc. E 96. Avea timp 2-3 ani de zile să stea în echipă. Așa, dură. Nu, da, așa, probabil suntem obligați la anul să renunțăm, să luăm alții, ne facem treaba cu el. Nu e o măsură foarte bună. Învață ceva copiii ăștia din experiența asta? E timpul foarte scurt și nu poate să acumuleze foarte multe într-un sezon competițional cu 26 de jocuri. Deci nici competiția nu e așa de natură să ai 32 de jocuri, adică cu 16 echipe să acumulezi. Părerea mea că e o măsură prost gândită de domnul Iorgulescu, e gândită la dânsul acolo în birou și... Iorgulescu sau Burleanu? Nu, Iorgulescu. Iorgulescu a venit cu propunerea asta. Cu e nebunia și e curentul ăsta să creștem fotbalul, să-l facem nu știu cum, să, da, dar nu oricum. Să pariem pe... Da, păi oricum, da, cred oricum. Că au fost o decizie birocratică mai mult. Vreau să vă spun ceva. Eu am avut anul trecut trei juniori buni. Dragoș Gheorghe, Bâră, Ciubuc, care juca... Dragoș Gheorghe și Bâră chiar titular de multe ori? Chiar titular de multe ori. Uitați, Bâră a început... S-a impus un pic și a fost titular, dacă nu mă înșel, prima etapă, dar suntem obligați să-l scoatem acum că e 94 și să băgăm... Deja e bătrân, Bără. Deja e bătrân, da. Eu întreb generația de 95 ce a făcut cu ea. Generația de 95 ce a făcut cu ea. Părerea mea e că doi jucători sub 21 era suficient. Da, e o decizie riscantă pentru că sunt jucători la 22-23 de ani. N-ai cum să gândi. Se închid multe uși acum. Vreau să vă spun. Deci cine a gândit-o foarte, foarte prost. E părerea lor. M-au gândit-o în birou, nu artificial, practic. Da, a fost o decizie birocratică. Nu știu cât va impulsiona creșterea de jucători. Se vorbește... Nu, va distruge mai mulți jucători. O să vedeți. Deci mulți jucători, generația 96 o va distruge, 95 a distrus-o, 94 a distrus-o. Asta e părerea mea. Da. Deja la 20 de ani ești bătrân, dacă nu ești, nu poți să prinzi în concepția... De ce n-am spus să jucăm 5 de 96?
Făceam echipă de republicani și era ok. Și chestia cu republicanii, cu elita, joci de la Craiova la Cluj. Iar e un fel de... Trebuie să găsească alte stimulente, trebuie să îi impună altfel. În fine, nu știu. Vom vedea efectele. E posibil să aveți dreptate. E posibil. E o decizie, e un trend acum de a încuraja elementul românesc. În bun, ok, sunt de acord. Întâi, dar... Sunt de acord, nu mai dă, nu, fără jucători. Vreau să vă spun ceva. Cum încurajezi? Eu, dacă aveam posibilitatea financiară, mi-aduceam trei jucători de afară. Trei nigerieni. Cu ce încurajeam? Nu jucam cu jucători români. Dacă aveam posibilitatea, mi-aduceam trei. Nu aveți nicio restricție. Nu există nicio restricție. Da, nu există nicio. Se poate juca cu doi. Deci, cu ce încurajează? Da. Domnule președinte, sunteți colegi de serie cu Sporting Turnu. A făcut 7 puncte Sporting Turnu. Da, eu am avut un parcurs. Nu, sunt, Doamne ferește, cum să fiu. Nu, invidie din asta corectă. Nu. Ei au avut un parcurs și bun. Curată. Am spus, spre surprinderea mea, au câștigat la Chiajna, care aveam curaj să fac un pariu că mai mult de un meci nu va putea să obțină. Am văzut ce se întâmplă, acum știu ce se întâmplă la Chiajna. Au avut și un meci foarte greu cu Piteștiul acasă, l-au dus cu bine la sfârșit. Un meci mai ușor cu Titu. Cunosc echipa de Titu, o cunosc foarte bine și cred eu că 2-1 a fost un scor mincinos. Ei au avut mult mai multe ocazii și au jucat mult mai bine. Titu nu e o echipă foarte, foarte puternică și o echipă care se pune multe probleme. E meciul de săptămâna trecută. Da, eu am avut pe cineva trimis la joc și am primit detalii. Da, bineînțeles că ne informăm și am înțeles că scorul trebuia să fie mult mai mare după aspectul jocului la... Vă surprinde o evoluție bună? 7 puncte după 3 partide? Da, ei au jucat 2 jocuri acasă, unul afară. Noi am jucat 2 jocuri afară, programul lor mai bun și... au un start mai bun. Joacă în deplasare în Argeș la Athletic Bradu. Da, vor avea meci dificil acolo. Dificil, dar să știți că nu e exclus să câștige. Nici Bradu nu... Eu i-am văzut acum o săptămână cu Câmpul Lung și nu excelează decât la capitolul țigănie, ca să spun așa. Atât excelează. Pe teren sau în privința organizării? Că... Nu, pe teren. Deci, adică jucătorii joacă. Bradu n-a făcut pur și simplu decât să lovească jucătorii, specific lor de altfel, să înjure. N-a urmărit rezultatul și jocul. Ei au urmărit altceva. O țigănie totală și al treilea joc când văd aceleași lucruri la Bradu. Au făcut o dată la Roșiori. Au făcut-o odată. Să zicem, meci agresiv, țigănie. Nu, țigănie, deci e clar. Agresiv. Nu, țigănie, știi ce înseamnă? Înjuri arbitri, înjuri pe toată lumea. Dai cu pum, acolo. Dai cu... Nu știu ce au scris. Dai cu pum, nu lovești, dai cu coatele. În fine. Deci am văzut și meciul de săptămâna trecută și s-au ocupat cu totul de altceva Bradu decât... Și dacă se va ocupa cu același lucru și la meciul cu Turnul va avea meci ușor. Nu, să nu-și piardă calmul jucătorii de la Turnul. Dacă îi postează, e posibil, mai ales că joacă și în deplasare. E și nou venit în Liga 3. Joacă Turnul, Sporting Turnul joacă săptămâna viitoare pe 18 septembrie, de la ora 17 la Bradu, cu Athletic din localitate. Sporting Roșiori. Vineri joacă. Ei joacă vineri și Roșiorii joacă. Noi jucăm sâmbătă. Tradițional, sâmbătă, 19 septembrie, acasă cu o nouă promovată, Înfrățirea Agromec Hărman, ăsta este numele complet. Spuneați că nu știți mare lucru despre... Da, am foarte multe informații. Am înțeles că e o echipă totuși modestă, nu cu foarte multe veleități, cu foarte mulți jucători. Am înțeles că nucleul lor este format din jucătorii de anul trecut, doar cu ceva implanturi, 2-3 implanturi și rezultatele... O spun, au câștigat și greu cu 1-0 primul meci cu Chiajna, după aia au două înfrângeri. A câștigat și Bradu și au pierdut, nu știu, mai recent. Aveți tot timpul spion pe la meciurile lui Turnu, pentru că pe 20, dacă aveți în mod repetat... Nu, voi fi eu vineri. De ce n-a spus? Da, voi fi eu și cu Cristi vineri la meci. 26 septembrie jucați acasă. Dar de ce să ne ascundem? Voi fi eu sâmbătă, vineri la Bradu, voi fi eu în tribună și cu Cristi. Mergeți la Bradu, da?
Ce? Dar nu e niciun secret. Și eu îi primesc cu mare plăcere dacă vin la Roșior. Deci eu la același lucru le pun tot la dispoziție. Nu e niciun fel de problemă. Ci pe 26 jucați cu turnul. Acolo e momentul adevărului. Și momentul adevărului... Sper o tribună să... plină va fi? Da, cred că va fi capacitatea plină. Stadionului va fi depășită, mică. De... Da, mică față de... Dorința de a vedea, de a afla despre interesul față de... Da. De mult timp nu s-au mai confruntat două echipe. Sunt două echipe bune, asta în ciuda rezultatelor pe care le-ați avut din asta în debutul ăsta. Sper să iasă un meci frumos și cine e mai bun să o demonstreze pe teren și să câștige. Va fi foarte... Eu aștept cu drag acel om, indiferent care va fi rezultatul. În primul rând, spectacolul cred că va fi unul bun. Bun, și din punctul nostru de vedere ca calitate, pentru că și turnul are calitate la jucători și noi și cred că și spectacolul din teren și cel din tribune va fi unul bun, unul care să ne dorim să mai vedem asemenea jocuri în Telorman. Țineți minte dacă acum 2 sau 3 ani, la fel când am jucat la Alexandria, de la Roșior au venit aproape 400 de persoane. Vor veni acum de la Roșior câteva sute de persoane la turnul. Nu știu, noi nu organizăm. Clubul nu va organiza. Asta e interesant, da. Pentru că de obicei echipele veneau. E o distanță foarte un mică. Un pic și în sprijinul. Da, e o distanță. Nu, noi nu organizăm. E o distanță foarte foarte mică și cred că cine vrea să vină va veni cu siguranță la meci. Dacă era organizat, poate le dătea și niște steaguri, eu știu. Nu avem. Galerii mai aveți organizate? Nu, noi nu mai organizăm, ei vin. Nu, mai sunt galerii în tribuna lui Roșiori. Galerii organizate. Da, a venit la ultimul meci cu nu știu, nu mai rețin minte cu cine am jucat, cu Vișina la ultimul meci. Acum, din sezonul trecut. Da, din sezonul trecut. Acum meci, la meciul acesta n-a fost. Chiar v-am spus, am rămas un pic uimit că n-au fost mai mult de 400-500 de spectatori. Nu e rău pentru Liga 3-a. E mai bine decât la Chiajna în Liga 1, care sunt 300, da. Noi ne dorim, la Chiajna, păi dacă comparăm cu Liga 1... Noi ne dorim mult mai mulți. Stați bine, nu vă prigiți, și când e rău la spectator, stați bine. Și să știți că și la Liga 1, dacă lăsați biletul liber, acolo intrarea liberă, sunt stadioane... Ne dorim mult mai mult. Da, deci Liga 3 stă bine din punctul ăsta de vedere, oamenii sunt mai apropiați de echipe. Ne ocupăm puțin de campionat, de competițiile fotbalistice județene. A debutat Liga 4, a debutat și Liga 5, își turează motoarele așa. E o expresie care nu știu dacă e potrivită acum, Liga 6. Sunteți vicepreședinte la AJF. Cum vedeți nou sezon? Îl urmăriți? Mai mergeți pe stadioane? Da, am mers la două jocuri de Liga 4, sâmbătă n-am mers, pentru că n-am putut, am plecat la Câmpul Lung, deplasarea a fost mai lungă. Plăcut, surprins de echipele nou promovate. Și mă refer aici la Bragadiru. Am fost la jocul cu Peretu. Plăcut, surprins de Frăsinet. Pe facția mea, Nanovu, care au o bază foarte bună, au jucători, un antrenor destul de priceput, personalul Răducu, un primar inimos, nu acumulează puncte, uitați. Nu dezamăgit total de ce se întâmplă la Zimnicea și acum vreau să spun că cred că și cei de acolo mai au dreptate câteodată. De acolo, haideți că cei de acolo sunt două tabere. Nu, cei de acolo ce mă refer. Sau jucătorii. Nu, jucătorii vă spun că nu au dreptate. Ei prima dată trebuia să dea și după aia să ceară. Asta e părerea mea. Ei au pus carul înaintea... Au pus cerințele înaintea boilor, m-ați înțeles? Da. I-au pus carul. Trebuia să joace, să stea o etapă, două, să joace, să demonstreze că sunt o echipă. Cum am văzut eu la finala cupei. Vreau să vă spun că eu am fost la meci, la Zimnicea cu Alexandria prima etapă și când am văzut n-am stat niciun minut. Când am văzut despre ce e vorba, am plecat și m-am dus la Bragadiru cu Peret. Nu e corect așa și haideți să spun ceva. Și dumneavoastră v-ați confruntat cu jucători care mai plecau înainte de meciuri? Mai... Da, i-a spotorit până la urmă. Nu, aici e cu totul altceva. La mine pleca unul, poate considera el că și din alte motive, niciodată de motive financiere nu au plecat.
a avut alte motive. Ba că a jucat mai puțin, ba că ea nu i-a convenit. Nu era înțeles. Fața antrenorului, ba că, în fine. M-ați înțeles? Unii au plecat și au rămas plecați, unii au revenit și sunt în continuare la Rușel. Asta e viața, ce să facem. Dar am spus. Deci... Se vede că sunteți conducător, țineți cu conducerea. Da, într-adevăr, trebuie să oferi ca să ceri. Păi nu. Veniți dumneavoastră la mine acum și spuneți, domnule, sunt Bogdan Codruță și vreau 2000 de euro de la Roșiori, că eu știu de toate. De instalare, în primul rând, adică, și după aia discutăm. Treci, arată-ne ce știi și vedem. Pensiune, că am înțeles că hotel de 3 stele nu e și atunci mă cazați undeva. V-am spus, le dau dreptate și nu, niciodată să spun, și le dau dreptate și jucătorilor, dar ei trebuie să rămână, aveau o echipă foarte bună acum, au făcut sesică, o echipă bună, i-am văzut la Cupa Telorman și am spus foarte multe probleme, va pune la multe echipe, dar... Au fost și tentații pentru că au fost ofertați cu bani mai mulți prin altă parte și... Da, și asta e adevărul. Acum e problema lor, e bucătăria lor, nu știu, da. V-am spus. Totuși, Zimnicea merita cel puțin o echipă și cred că își permite o echipă de Liga 4-a competitivă. Videle la fel, uitați, așa cum... foarte bine. Bine. Punctul meu de vedere că Alexandria anul acesta nu cred că are... Alargă de una singură? Are candidat, pentru că Brâncenea e o echipă foarte bună. Dar ne făcând pregătire, nu o să poată să ducă țină. Tot travaliul, da? Până la final? Videle, am înțeles că are o echipă bunicică. Ne făcând pregătire, aceeași problemă. Și e greu. Ne făcând pregătire și neavând un lot strâns să te întâlnești cel puțin de 3 ori pe săptămână, nu zic 4-5 antrenamente pe săptămână, e greu să ții pasul cu celălalt. Plus că Alexandria are un rod mai numeros și numeric și valoric. Pe câte vreme, Frăsineț sau Videle sau Brâncenii au jucători. Au jucători, dar e greu. Eu am văzut, chiar îi felicit pe Brâncenii. Au pentru, performanță foarte mare în Cupa României, unele fără antrenor, unele meciuri fără antrenor, ca să vă puteți înțelege. Păi, da, acum Brâncenii, eu spun că echipa pregătită și cu antrenamente săptămânale și cu un antrenor, face față, lotul face față fără probleme în Liga 3. Fără probleme. Deci fără probleme face față în Liga 3. Vor juca cu Astra Giurgiu, probabil la Brâncenea. Așa ar fi normal potrivit regulamentelor. Nu, poate să joace și la Brâncenea, poate să joace și la Ploiești sau o locație unde decide federația dacă meciul se televizează. Cum vedeți spectacolul ăsta? Pentru Brâncenea ar fi o mare onoare să se joace să vină aici. Astra și să joace aici. Vă dați seama, foarte multă lume. Stadionul e micuț, puține tribune. Na, când s-a făcut baza, nu s-a așteptat nimeni că o să ajungă echipa să joace cu Astra Giurgiu. Da, e o performanță pentru ei. V-au învins și pe dumneavoastră în Cupa României. Da, și pe noi ne-au învins. 2-0, nu? Da, 2-0. Noi, la momentul ăla, nici acum nu eram pregătiți să mergem mai departe. Nici lotul nu ne permitea lucrul ăsta, nici costurile sunt destul de mari. N-ați vrut să luptați pe două frunturi sau ce? Nu, am mers și am jucat cu copiii. Nu ne-am dat la o parte, nu pot să spun că ne-am dat la o parte. Am jucat, am avut mulți jucători atunci care am vrut să-i vedem și n-am ținut neapărat. Dacă câștigam, ok, niciun fel de problemă. Tratam competiția la fel cu... Eu am tratat-o cu seriozitate, doar că nu au jucat toți jucătorii care titular. Și poate și cu toți ne pierdeam, care era problema. Ei au făcut jocuri bune, să știți. Deci poate și cu toată echipa puteam să pierdem. Să știți că v-am spus încă o dată, Brâncenii au o echipă solidă. Domnule președinte, a început și Liga 5-a, s-a întors și Ajax Botoraga, ați aflat? Știam. Știați că se întoarce. Despre Liga 4-a și despre viitoarea campioană, sunt de părere că, din punct de vedere sportiv, fotbal cu Municipal Alexandria este principala... Așa ar fi normal și n-ar trebui să aibă probleme. Și că ar fi și timpul ca alexandrenii să... Eu vă întreb pe dumneavoastră, la anul cine va promova? Anul ăsta promovează Alexandria, la anul cine va vrea să promoveze? Nu se știe niciodată, mai rămâne Videle. E o echipă care are tradiție serioasă la Liga 3. Da, vedeți că au probleme și cu banii. Până la anul se mai pot schimba lucrurile. Știți că la nivelul ăsta lucrurile se pot răsturna și în bine și în rău. Alexandria, la fel, aceeași problemă. Și eu spun că dacă problema Alexandriei nu se va rezolva în sens pozitiv,
toate echipele din județ vor avea aceeași problemă, pentru că și noi aceeași contract îl avem, toate echipele au aceleași contract și aceleași documente. Asta știți. Vreau să vă întreb despre povestea asta cu... Păi ce să... Ce Dume, să... mi-e foarte greu să înțeleg, am încercat acum, am citit, m-am documentat cu finanțarea asta din partea primăriei. Sportul din Roșiori de Verde este finanțat în linii mari, susținută de către Municipalitatea Roșiori. Nu numai de către, dar nu, numai, o mare dar parte, mari, da. Sau e o astfel de colaborare financiară? Dumnezeu, da, eu vă întreb pe dumneavoastră. Eu... Poate veni acest control și aceste sancțiuni aproape oriunde. Peste oricine poate să vină, da. Dar de ce vine la unii și la unii nu? Păi nu știu, probabil nu știu, asta nu e treaba mea. Noi știu că anul trecut... Știu, domnul Negru mă sună, să știți. Domnul Cristi Negru, da. Da. Dacă aveam tehnica, îl luam în direct. Dar așteptăm domnul la emisiune. Vreau să vă spun ceva. Noi și anul trecut și acum 2 ani am avut controle. N-am avut niciun fel de problemă, a fost tot ok. Acum, dacă va veni și va spune că nu e bine, ce putem să facem? Tragem planurile și mergem acasă. Da, fără finanțare din partea municipalităților, greu, la nivelul ăsta, cred că nici o ramură sportivă. Ești la liga, nivelul ligii a doua și a treia, să ție o echipă doar din sponsorizare și vreau chiar să în seria dumneavoastră, în afară de Sporting Turnu, pe care o cunoaștem, că e, pentru că e de la noi din județ și știm că are finanțare privată, ce alte echipe mai sunt susținute de factori privați? Niciuna. Afumați. Echipă ținută de primărie, Pitești, echipă de... CM Târgoviște a dispărut, că era ținută pardon, de domnul pardon, Zotic. Scuzați-mă un pic, scuzați-mă. Oltu, deocamdată, sunt doar privați. Dar... Din ce am... cei la porțile primăriei? Nu, din ce am, nu primăria, Consiliul Județean. Consiliul Județean. Consiliul Județean. Și restul luați-le dumneavoastră, pe toate, toate sunt finanțate de primărie. Și aceeași problemă. CM Târgoviște n-a mai rezistat. Era, avea patron privat? Da, a avut privat și... Pe Zotic. Da, și... Vedeți unde sunt. S-a retras. S-a retras. Da. Majoritatea echipelor, 80% din Liga 3 și Liga 2 sunt finanțate de primării, nu de primării, da, și Consiliul cadrul Județean. Legal este și nu este foarte interpretabil. Clar. Este interpretabil și asta e pentru că v-am e clar. Spus și noi am avut controle, ne-au chemat. Trebuie, aceste controle trebuie verificate la sânge, pentru că e vorba de bani publici, e vorba de, nu știu. Dar sunt de acord cu lucrul dar, ăsta. Dar cadrul după care ele se realizează ar trebui să fie unul foarte tehnic. Nu, am o întrebare. Cine hotărăște dacă se finanțează? Cine se hotărăște dacă finanțează un club? Nu numai fotbal, handbal, basket. Activitate sportivă. Consiliul local, nu? El ce organul suprem de conducere. Asta e părerea mea, da? Consiliul local al unui local e organul suprem de conducere, da? Bine, el, Consiliul local zice, da, finanțăm activitatea sportivă, ramura cu tare. Dacă legea... Problema da, este cum s-a finanțat, că altfel nu mi-explic. Printr-un contract, cadru, prin... Sunt mai multe etape care... Da, suntem la final, domn președinte, ni se face semn să ieșim, pentru că publicitatea ne-a dat afară și știți cum este, contractul trebuie respectat. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să veniți la noi la emisiune, sunteți bine sănătos. Vă dorim să rămâneți la fel, bine sănătos și să aduceți victorii la Roșiori. Și eu vă mulțumesc și cu mare plăcere voi mai veni și altă dată cu mulțumesc. Doamnelor, domnilor, Bogdan Coță vă mulțumește pentru atenție. A fost Sport Sus special, invitat Gabriel Vădurescu, președinte la Sportul Roșiilor de Vede. Până săptămâna viitoare, toate bune, la revedere!